Bună seara, l-am alături pe Alin de la FC Sportul. Bună! Bună seara! Cum a fost primul vostru meci la Liga Prietenii? A fost un meci greu. O echipă care venea după două înfrângeri consecutiv, au venit cu ambiție mare, au vrut să demonstreze că n-au fost două înfrângeri rușinoase, au jucat cu ambiție contra noastră. Bravo lor! Poți descrie cele două reprize? Da, prima repriză a fost o repriză dominată de noi, prin multe ocazii, multe bări, iar a doua repriză un dezastru pentru noi, care ne-a prins de multe ori pe contraatac. Băieții, când nu au prins, au marcat. Ăsta a fost meciul. Una pentru noi, una pentru ei. Cum au reușit să se detașeze? Crezi că doar motivația a fost mai mare? Au avut o motivație în plus, după cum am spus că veneau după două meciuri consecutiv. La noi era primul meci în Liga a doua, echipă nouă. Până ne cunoaștem între noi, este greu. Am mai avut un meci, într-adevăr, în cupă, dar n-a fost ca acesta. Am dominat de la bun început până la sfârșitul reprizei întâia. Asta e, a fost victoria de partea lor și norocul de partea lor. Să înțeleg că v-ați relaxat după meciul din cupă? Poftim? V-ați relaxat după meciul din cupă? Nu ne-am relaxat, oricum ne așteptam să vină un meci greu pentru că știam că băieții vin cu o ambiție mai mare, vor să câștige, erau ultimii în clasament, era Lanterna Roșie. Ne-am relaxat prea repede după 1-0, 2-1 și atunci s-a văzut, băieții au pornit motoarele, cum ne-au prins, ne-au lovit pe contraatac. Ăsta e fotbalul, dacă nu înscrii, pierzi. S-a remarcat cineva în seara asta? De la noi toți ne-am remarcat pentru că suntem o echipă nouă, cum am spus. Încercăm să jucăm de la meci la meci un fotbal cât mai frumos, plăcut, fără loviri, fără accidentări. De la ei s-a remarcat decât atacantul, care a înscris de 3 ori, s-a și văzut. Atât. Sper să reușiți să vă mobilizați pe viitor și să aveți victorii. Și eu sper același lucru pentru că este un parcurs lung. Avem decât un singur meci, am început cu stângul, o înfrângere, asta e, nu e nicio problemă. Ridicăm capul sus, următorul meci îl tratăm mai cu atare și intrăm un pic mai motivați. Sper ca următorul meci, bările și ocaziile care le-am avut acum să fie de partea noastră și să intre. Multă baftă! Mulțumesc! La revedere! La revedere! Mulțumim sponsorilor de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă invit să accesați pagina noastră de Facebook www.ligaprieteniei.com și să dați like paginii noastre Liga Prieteniei. O seară frumoasă!